Bună ziua, stimați prieteni! Avem o tradiție frumoasă ca în fiecare marți la orele 11 să ne vedem la emisiunea din culisele politici. Astăzi fiți cu ochii pe noi, o să spun foarte multe lucruri interesante, la care sunt sigur că dumneavoastră chiar aveți așteptări. O să trecem peste rubrica de întrebări care a venit din sectorul Ciocana, după care o să venim și cu anumite răspunsuri la care sunt sigur le așteptați, deoarece hype-ul care a fost ridicat ieri pe rețelele socializare necesită și o reacție din partea noastră. Ea este. Vă rog frumos! Bună dimineața, domnule Roșca! Cu mare drag, echipa Pace răspunde la toate întrebările cetățenilor care ne vin foarte mult și fiecare dintre ei așteaptă ca să fie nu doar răspunsuri de dragul răspunsului, dar oamenii sunt în așteptarea unor realizări și unor proiecte așa cum le are Partidul Pace. De data aceasta, cu adevărat, cum ați spus, am mers în sectorul Ciocana pentru că ne interesează nu doar și din oraș, dar am fost și peste granița municipiului Chișinău, am avut data trecută și întrebări din raioane, iar acum am revenit în municipiul Chișinău și în sectorul Ciocan au fost niște oameni foarte drăguți, dar cu întrebări destul de interesante pentru echipa Pace, care cu siguranță dumneavoastră astăzi le veți da un răspuns concludent și pe potrivă. Deci, prima persoană a vorbit despre spațiile verzi din municipiul Chișinău. Se știe că întreprinderea municipală Spațiile Verzi este într-un hal fără de hal, aș spune eu, pentru că reforma care se tot așteaptă nu se întreprinde și nu se acționează în niciun fel ca să reorganizeze acest sistem și suntem în situații critice atunci când fenomenele naturii ne dau peste cap foarte multe activități ale municipiului Chișinău, doar din motiv că nu sunt coordonate, nu sunt realizate profesionist și nu este o structură care să acționeze după niște norme, deja standarde europene, pot să zic, sau niște norme care ar aduce beneficiu orașului și nu ar pune în situații critice să decedeze oameni, cum s-a întâmplat, să apară căderi de crengi peste autoturisme și multe, multe situații de care suferă, de la care suferă chișinăuienii. Iată, domnul în cauză s-a interesat cum vedem noi și de ce nu se trage atenția cuvenită spațiilor verzi în municipiul Chișinău. Conform statutului, Agenției de Spații Verzi este o întreprindere municipală, ce este independentă, da? Este la autogestiune. Însă această autogestiune este mai mult o simulare de autogestiune, ținând cont că este unicul prestator de servicii, atunci este un monopol. Ca să fie mai clar, autogestiune îi spune că noi vă prestăm servicii primăriei municipiului Chișinău de o anumită sumă X milioane de lei, ai bine zis, sute de milioane de lei pe an. Și nimeni nu poate combate că este puțin sau mult. În cazul în care ar exista o concurență între 3-5 prestatori de servicii, atunci ei s-ar rupta la componenta calitate-preț și o să vedeți că costurile de prestare celor servicii vor fi mai joase. Dar ținând cont că este unicul prestator acceptat de către primăria municipiului Chișinău, atunci ei anul ăsta pun, de exemplu, 300 de milioane. La anul viitor o spun 700 de milioane. Și nimeni nu se poate spune că e mult sau puțin. Asta este prețul serviciilor lor. Asta este și problema. A construi acasă Europa înseamnă de a lua bunele practici din Europa în prestarea la astfel de servicii. Legislația nu ne permite concesiunea serviciilor publice. Și în Europa sunt foarte multe cazuri când colectarea deșeurilor, prestarea serviciilor de amenajare se fac contracte anuale cu diferite întreprinderi. În momentul în care primăria nu este mulțumită de calitatea serviciilor sau de prețuri plasate în factură, ea, pur și simplu, în anul viitor, lansează o altă licitație, cel care dă cel mai bun preț, ofertă, acela câștigă. Asta ne permite să avem o concurență sănătoasă și se lucrează foarte mult la randament. Dacă mergeți ușor prin Chișinău, o să vedeți cum un tractoraș merge cu o singură creangă, se duc și orele de muncă, și cheltuieli pe motorină, și utilizarea activilor nerațional. După toți indicatorii de randament, asta este nerațional. Peste hotare, acest lucru nu era să fie admisibil, din contră, să fie mărunțit mecanic tot această creangă și transportat mult mai mulți kilograme și ca volum și ca kilogram, deci era și prestator. Ar fi și o performanță mai mare, ar fi și costuri mai mici. Deci, ținând cont că este monopol, asta înseamnă că prețuri ridicate și lipsă de calitate.
acest lucru trebuie descentralizat. Mai mulți prestatori și lasă între ei să lupte pentru preț-calitate. Cât este de reală apariția a altor actori pe această piață? Este foarte real. Menirea statului să facă doar reglementările necesare ca să permită să apară mai mulți prestatori de serviciu. Atunci se vede cât de ușor o să apară tot felul de prestatori. În teritoriu nu doar întreprinderi municipale, transport, deșeuri, sunt și transportatori privați. Asta este în teritoriul Republica Moldova, vorbesc. Asta este destul de real, nu este ceva inovativ pentru țară. După părerea dumneavoastră, este o incompetență, un neprofesionalism sau stă la bază niște spălări de bani în momentul în care lucrătorii de la spațiile verzi, până în ziua de astăzi, când suntem în secolul 21, iese cu mătura, cu plapuma și strâng frunzele sau strâng crengele din parcuri? Problema în spații verzi din Chișinău nu este în cheltuielile pentru salariale. În spațiile verzi, în trei rapoarte diferite, dau trei rapoarte de cantitate de măr, de lemn acumulat. Acolo este un haos total în evidență. Doar spațiile verzi, după ce tai masa lemnoasă, ei au dreptul să vândă masa lemnoasă ca să-și compenseze o parte din cheltuieli. În trei rapoarte diferite, la primărie dau rapoarte diferite. Primăria nici în ziua de azi nu are nici cea mai mică idee cât masă lemnoasă pe an se strânge. Pentru că această masă lemnoasă poate fi utilizată elementar în încălzirea termocentralilor. Doar este toată tehnologia. Dar nu se prestează acest servici, deoarece elementar nu știu că 10.000 tone sau că 40.000 tone. Nimeni nu cunoaște. Dacă ar fi o autogestiune normală, atunci masa lemnoasă s-ar vinde și banii aceștia ar merge în achitarea serviciilor. Dar și unde dispare masa și lemnoasă nu poate explica. Chișinăuienii, ar fi niște mecanisme sau procedee de a cere socoteală și de a nu aștepta sau să ne plângem pe rețele de socializare că puful în primăvară ne amestecă, că creanga ce a căzut, că nu se duce evidența corectă a copacilor? Care ar fi mecanismul ca oamenii să înceapă a cere din această întreprindere activitate profesionistă? Acest lucru se poate doar prin câteva mecanisme. În momentul în care lumea conștientizează același lucru care a fost și în Marea Britanie, când a spus că nu există bani publici, dar există banii contribuabililor, atunci ar fi o evidență mult mai clară. Oamenii ar cere, oamenii trebuie să ceară în primul rând. În cazul în care se formează o competiție reală, oamenii ar pune la îndoială dacă suma prezentată în raport este cea mai optimă din cele existente. De asta, formarea concurenței este cea mai ideală variantă. America s-a construit în bază de concurență și pentru dânsii asta este ceva sfânt. De ce Moldova trebuie să merge pe modelul sovietic când este un singur prestator de servicii? Noi avem nevoie de calitate preț, înseamnă că noi trebuie să dăm voie la concurență, să dezvolte. Asta trebuie lumea să ceară. În condițiile politice din Republica Moldova este reală apariția concurenței? Este foarte real, mai ales când spațiile verzi, până nu de mult, crengile erau aruncate la gunoi și se importau din Turcia tot felul de îngrășăminte, când aceleași crengi pot fi folosite în calitate de îngrășământ și frunze. Sperăm că o să ne audă și vor avea și inteligența și puterea de voință unii ca să intervină în acest domeniu și pe segmentul acesta să nu fie monopol. Trecem la următoarea întrebare, care a fost adresată de un tânăr și o întrebare pentru el foarte importantă, pentru că a zis că ar fi vrut să, în Republica Moldova să existe o posibilitate de a investi și în special se întreabă tânărul de ce în Republica Moldova nu activează bursa de valori. Pentru că în statul vecin, în România, există o piață a hârtiilor de valoare, iar la noi nu. Este o lacună sau este o incapacitate de a gestiona acest domeniu? Este un surplus de reglementare, mai bine zis un interes ascuns al prestatorilor de servicii. Explic, eu mă bucur că astfel de întrebări vin de la tine. O să explic ce înseamnă bursă de valori. Este o modalitate prin care o persoană poate să folosească capitalul său în a câștiga mai mulți bani, mult mai mult decât ar face propriul business sau dacă ar pune la bancă. Doar ce mai des în perioada pandemiei, la momentul dobânda bancară este foarte mică. Asta este partea bună pentru investitor. Însă, pentru beneficiar, asta înseamnă o posibilitate alternativă de a folosi banii străini, fără dobândă bancară, în avans. Deoarece există foarte multe opțiuni. Cum ar fi? Nu contează în ce investesc. Este vorba de acțiuni unde devii coproprietar pentru o perioadă X de timp și mergi pe majoritatea de capital. Este vorba de obligațiuni în care o întreprindere își ia angajament să îți rambursează banii plus o anumită dobândă. Este vorba de opțiuni. Este vorba de opțiuni binare.
E că este vorba de contractele futures, unde un om plasează un produs și spune eu sunt gata să produc o astfel de calitate, voi îl cumpărați în avans de la mine în anumite condiții, stabilite de contractele futures publicate și multe alte lucruri. Aceste lucruri se numesc derivative financiare, ele permit ca producătorii să aibă acces mult mai rapid la bani, apelând la serviciile bancare. Acest lucru în Republica Moldova practic nu este dezvoltat și asta ne face ca Republica Moldova să mult din persoane cu idei nu poate să dezvolte propria afacere, deoarece nu au posibilitatea să ia credite din cauza surplusului de reglementări de la Banca Națională. Aceste proceduri ar fi un colac de salvare pentru micul business. În plus, tinerii ar putea investi. Pentru ce este necesar acest lucru? Acest lucru ar ajuta foarte mult, de exemplu, agricultorii. Ei, la moment, sunt strânși la parete de către mari creditori, fie că e vorba de bancari, fie că e vorba de creditori comerciali, motorin, îngrășăminte și așa mai departe, să obțină în avans banii pentru viitoarea roadă la un anumit preț. Da? Noi vorbim de contract futures. Astfel, ei nu mai au nevoie să depună la bancă bani și să plătească și dobândă, care le reduce din profitabilitate. Dar ei din start au garanție vânzării la un anumit preț. Acest lucru ar permite ca să se dezvolte economia în Moldova un sistem alternativ sistemului bancar. Dar și toate persoanele care au surplus de bani, au anumite rezerve, ar putea câștiga mai bine decât cum ar pune bani la bancă. Prima parte este fericită, a doua parte este fericită. Pentru că dreptul de proprietate, fie că e acțiune, fie că e contract futures, se poate transmite la nivel de câteva secunde către un alt proprietar. Este un capital speculativ, să-l numim, dar care nu este interzis de lege. Omul cumpără un bun cu 2 lei, vinde cu 2 lei și 10 bani peste câteva minute, el a câștigat într-o perioadă scurtă de timp niște bani. Dar omul care vinde, lui este indiferent cui dă bunul într-un final. El l-a interesat banii inițial care dezvoltă producția. Acest lucru este foarte necesar în Republica Moldova, este problema în reglementare, în special în mecanismul de ducere a evidență a beneficiarilor. Din aceste motive s-a dezvoltat foarte bine criptovaluta, deoarece dreptul de proprietate asupra unui activ, să numim, se transferă la nivel de câteva secunde și sunt persoane care le este mai comod să transforme un activ sub formă de acțiune. Nu contează cum este criptovaluta și este acoperit sau nu este acoperit cu un anumit bun sau altul, și în defavoare piețe tradiționale de capital. Acest lucru în Republica Moldova trebuie să fie dezvoltat, pentru că în alte condiții nu se va dezvolta elementar concurența liberă în vânzarea, cumpărarea de bunuri. Acest lucru va ajuta foarte mult economia și ar atrage foarte mulți bani în a investi în întreprinderile care la moment întâmpină probleme în dezvoltare, mai ales din cauza pandemiei. Dacă ar exista piață de capital, orice persoană ar putea elibera o parte, de exemplu 30 sau 50% din întreprinderea sa, unui investitor străin care pentru o perioadă scurtă de timp să-și majoreze valoarea acțiunilor și să câștige profit. După care persoana ar putea răscumpăra aceste investiții. Să nu meargă prin tot felul de proceduri birocratice, prin sistemul financiar existent. Sper că i-am răspuns tânărului. Vreau să atenționez pe cei care ne urmăresc acum că ar putea să adreseze și ei întrebări în momentul în care se desfășoară live-ul din Culisele Politice, așa că vă rugăm tare mult să îndrăzniți și să ne scrieți ce vă interesează. Domnul Roșca vă va răspunde chiar acum, în momentul în care dumneavoastră veți reuși să scrieți întrebarea. Trecem mai departe la următoarea persoană care s-a făcut interesată de situația în instituțiile școlare. Și în special, cum îl interesează pe domn să intervină statul în cazul în care instituțiile școlare sunt foarte învechite? Adică, domnul zice că diferența dintre școlile private și școlile de stat este izbitoare și educația, până la urmă, este primordială într-o societate care vrea să se dezvolte intelectual. Ce se întâmplă ca în sistemul educațional a ajuns în așa hal niște instituții și care ar fi contribuția statului ca modernizarea acestor școli să fie mai rapidă și nu atât de greu realizată? Da. Chiar zilele trecute m-am uitat pe raportul Băncii Mondiale și m-am uitat la coeficientul de finanțare sistemului educației în Republica Moldova. Cel mai ridicat coeficient din istoria Republicii Moldova a avut loc în anul 2009,
când a ajuns la 9,38% din total PIB pentru educație. După care este într-o scădere liberă în fiecare an, odată cu venirea forțelor democratice, să numim așa, și a ajuns până la nivelul 5,34%, de la 9,38% până la 5,34% a ajuns în anul 2018. Are loc subfinanțarea sistemului educațional. Deci, se găsesc bani pentru orice altceva, dar nu pentru educație. Și asta e unul din cele mai mari probleme. Punctul 2. Noi trebuie să înțelegem și o altă realitate, care este destul de dură. Ne uităm după natalitatea în Republica Moldova. Cel mai înalt punct în natalitatea Republicii Moldova a avut loc în anul 1986, când s-au născut 96.000 de copii. Însă, dacă luăm anul 2018, s-au născut puțin peste 32.000 de copii. A scăzut natalitatea de 3 ori în Republica Moldova. Plus avem o migrație enormă și pleacă copiii deja născuți de la școală, pleacă și scotare. Deci, multe din instituții de învățământ lucrează la un randament de circa 30%. Nu există destui de elevi, mai ales în localitățile rurale. Finanțarea sistemului duce ca acest lucrând la 30%, duce să avem o criză de peste 2400 de cadre. Care ar fi soluția? Soluțiile ar fi, dacă există anumite școli bine dotate, copiii ar fi mai comodi de transportat din punctul A în punctul B, unde noi să avem garanția că ei au sanitarii, cum scade, au clase bine dotate și au profesori calificați. Deoarece într-o localitate unde există 90 de copii în toată școala, să ai un spectru larg de profesori bine calificați, sunt mici șanse. Și o să explic de ce. Pentru că sistemul de finanțare în Republica Moldova este per elev. Pentru fiecare elev se plătește circa 10.000 de lei pe an. Și dacă sunt doar 90 de copii, banii alocați pentru finanțarea întregii școli sunt mici. Și de asta, în clasă unde sunt peste 20 de copii, este mai bine salarizat. Și profesorul, există bani și pentru rechiziții, pentru încălzări și așa mai departe. Subfinanțarea sistemului, cum am spus, de la 9,38 până la 5,34, a micșorat această procedură. După care a mai fost o acțiune populistă în anul 2016 sau 2017, când s-a majorat salariul profesorilor. Dar s-a majorat salariul profesorilor fără să se majoreze coeficientul de bani per fiecare elev. Și dacă până atunci 70% din cheltuielile totale pe școală erau pentru salarii, s-a ajuns la cu indicator de circa 92% din total bani doar pentru salarii. Și respectiv nu rămâneau bani din total bugetul pentru încălzări sau rechizite. Acest lucru a fost în defavoare sistemului educațional. Varianta este ideală dacă are loc tinerii să fie să transportați către școli bine dotate, unde vor avea și profesori calificați și în felul ăsta și se va reduce insuficiența de cadre în sistemul educațional. Problema trebuie de văzut complex. Însă, mulți apelează la un populism curat, neexplicând de unde să se ia surse de finanțare, deoarece sistemul în moment este subfinanțat, pentru a completa acei bani insuficient pentru școală. A critica pot, însă soluția nu o văd. Sau este mai ușor doar de a critica. Este regretabil faptul că se subfinanțează sistemul educațional, pentru că până la urmă este important un domeniu care ne dă posibilitatea ca să crească generațiile bine instruite și profesorii să nu plece din domeniu sau să fie să rămână în acest domeniu, pentru că e complicat să înveți un alt profesor să ajungă la un nivel de calificare decât să încep totul de la zero. Dar mă interesează părerea dumneavoastră dacă ar fi posibil ca să detașăm un pic această diferență dintre școlile private și școlile de stat, dacă nu este bine ca statul un pic să se alinieze și la niște reguli care în străinătate, în Europa, sunt de mult implementate de funcționarea a instituțiilor școlare mixte. Deci, statul să intervină cu jumătate, da, și să fie posibilitate ca să dispară această corupție în școală. Uh-huh. Nu este posibil ca atât timp să se vorbească despre faptul că nu se dă bani la școală și să nu se întreprindă nimic. Până la urmă, dacă ne punem în poziția învățătorilor, la fel, este un salariu mizer și nu poți să condamni un om ca să lucreze cu 4.000, cu 5.000, cu 6.000 în niște condiții în care le oferă statul. Atunci este un pic de conflict aici apare între stat și realitățile din instituțiile școlare. Cum vedeți contribuția statului pentru a nivela această ruptură dintre privat și stat? Trebuie de luat foarte bine structura cheltuielilor în tot ce ține sistemul educațional. Și noi o să vedem în această structură un șir de
cheltuieli, să le numim, inutile, de exemplu, încălzirea la foarte multe edificii, în care, de exemplu, sunt 100 de copii. Și în loc acele milioane de lei să fie date pentru salarii, ele sunt plătite elementar pentru încălzirea unui edificiu, da? Și asta nu este normal. Nu este normal ca să încălzești o clădire în care, nu știu, în clasa 12, de exemplu, sunt doar 7 elevi. Înțelegem logic. Însă, deoarece se refuză să ia o atitudine față de a optimiza cele cheltuieli inutile, noi ne trezăm că nu ajung bani pentru lucruri cu adevărat importante. Când punem pe balanță cine este mai important, de a încălzi o școală, o clădire cu câteva mii de metri pătrați, sau a da același milion sub formă de salariu, la noi se alege varianta de a întreține căldura unei școli și așa mai departe. Care, repet, numărul de copii în școală s-a micșorat de minim 3 ori. Asta este dramatic. Și dacă nu se înțelege că este nevoie și un număr mai mic de clasă necesar pentru a educa acești copii, înseamnă că atunci doar să mergi pe populism și noi suntem sortiți să avem insuficiență de finanțare și plecarea oamenilor masivă din sistemul educațional. În cazul în care un profesor este mai puțin important ca o încălzire a unei școli, asta este dramatic pentru toți. Copiii sunt mai puțini în Moldova și nimeni nu se ia atitudine pentru... E atât de complicat să faci aceste analize și de ce Ministerul Educației se ocupă cu altceva decât să se aprofundeze în aceste cifre care dumneavoastră ziceți că sunt reale? La noi, dacă vă uitați, dacă nu știți, curis 4 sau 5 miniștri educației în ultimii 2 ani. Asta e o tragedie pentru un popor care schimbi într-un minister atâtea ori, de atâtea ori un om, care nici nu reușește să înțeleagă unde a venit. De asta să se ia atitudine trebuie să facă oamenii care înțeleg despre ce este vorba, dar nu omul care încearcă cumva să se încadreze într-un nou colectiv și are mult mai multe bătăi de cap. În ce domenii dumneavoastră considerați că miniștrii ar fi trebuit să aibă un termen stabilit ca să nu ajungem în situații de genul ăsta, că nu reușește să se... La momentul de poziția Partidului Pace este Ministrul Sănătății să aibă un mandat stabil de 7 ani, să fie neschimbat, indiferent de care ar fi componența guvernului. Asta nu ne-ar permite să avem un sistem de sănătate important. Referitor la Ministerul Educației, totuși ar fi bine să fie totuși o concurență. Aici nu e bine să fie pe un termen stabil. Ar fi bine să fie concurență, da. Ok. Mergem mai departe. O doamnă este interesată de faptul că pe timpuri, în apartamente care erau conectate doar la energie electrică, se achita, era o diferență de achitare a tarifelor la gaz și cei care achitau, aveau aragaze electrice, achitau altfel. Se poate identifica o soluție? Acum nu există. Toată lumea plătește un același tarif. Se poate identifica o soluție de a diferenția aceste tarife sau nu este posibil? Este posibil orice, dar trebuie lumea să înțeleagă. Majorarea tarifelor la încălzări este cauza guvernului. Și o să explic de ce. În politica bugetară fiscală, ne uităm foarte bine cum guvernul a aprobat majorarea accizelor, tarifelor pentru gaz. Pe 1000 de metri cub s-a majorat cu câteva sute de lei, lei încasat de la furnizor. Furnizorul acest bani îi pune în preț, respectiv, la toată populația Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova a pus o taxă suplimentară pentru majorare. Aceste majorări au fost nu doar la gaz, au fost și la motorină și la benzină. Respectiv, în viitor apropiat, ne așteaptă majorări planificate de către buget, planificate de către guvern. Și atunci o să am aceeași întrebare. Cum guvernul își închipă ca Republica Moldova să devină competitivă în export? Dacă toată producția se va majora, deoarece s-a scumpit motorina, benzina, gazul. Cum se va majora, cum a noștri vor putea exporta produs competitiv, deoarece vor fi mai scumpe. În plus, guvernul a planificat majorarea cursului valutar. Asta înseamnă că energie electrică, benzină, motorină, tot care cumpărăm în dolari, va deveni mai scumpă. Toate bunurile vor fi mai scumpe în Republica Moldova, deoarece asta a planificat bugetul, asta a planificat guvernul trecut. Și asta este ușor de văzut în hotărârea de guvern de pe 28 octombrie, înainte de alegeri de către guvern. Este foarte ușor de văzut cadrul bugetar și pe termen mediu. Deci,
Aceste majorări pot fi reglementate de către guvern. Acest regim diferențiat este posibil de făcut, însă nimeni nu se ocupă cu asta, pentru că la moment, dacă uitați, politicienii se ocupă în general cu altceva. Trebuie de văzut soluția, însă la asta nimeni nu se gândește. Când o să venim la guvernare și când va veni necesitatea urgent de a explica soluții, noi le vom prezenta. Fiți siguri, la noi sunt. Spuneți-mi, rog, dacă tot vorbim despre tarifele pentru gaz, tarifele pentru gaz, de ce la noi în Republica Moldova sunt atât de bine ancorate la politic și mereu ni se pun brașoave și populisme pe urechi, că se discută, nu știu ce, oamenii până la urmă achită același tarif foarte ridicat, s-a vorbit de nenumărate ori că se va revizui calculele, cum apare acest tarif, această sumă, ce se întâmplă la acest capitol? Tarifele la gaz, noi suntem pentru puțin țări în Europa, care plătim nu la gigacalorii, dar plătim la metru cub. Asta înseamnă, din întâmplare, dacă apare o anumită fisură în gaură, în țava de gaz, și acolo se pompează aer, noi vom plăti și aerul la preț de gaz. Pentru că la noi conturul merge la metru cub, dar nu la temperatura emanată de gaz. Este o problemă acest lucru. Este o problemă enormă. Toată Europa a renunțat la această procedură și merge doar pe componenta cât căldură dă acest gaz. De ce noi nu renunțăm? Pentru că uitați și suntem în Parlament. Oamenii se ocupă în general cu altceva. Asta înseamnă că în anumite regiuni flacăra poate fi galben, în alte regiuni este albastru. Culoarea normală a gazului la ardere este albastră. De aceea foarte multă lume în localitățile rurale spun că gazul merge mai mult pe contor, dar încălzirea este mai slabă. Asta este rezultatul. Deci, pentru a face un tarif diferențiat, este nevoie, în primul rând, de a face ordine în tot sistemul de gestiune al gazelor și atunci o să vezi că tariful o să cadă destul de interesant. Când o să fie ordine, atunci o să cer. Dar în momentul în care nu este cine să ocupe controlul acest lucru, atunci nu, să nu se aștepte la majorări sau micșorări de prețuri. Tot doamna respectivă ne-a vorbit despre faptul că o viață întreagă a activat la Hidropompa. Este o întreprindere acum privată, dar pe timpuri a fost o instituție de stat. Și dânsa spune că în 2019 la această întreprindere au fost disponibilizați foarte mulți oameni. După părerea dumneavoastră, de ce o uzină de așa nivel se ruinează și statul foarte ușor scapă sau oferă posibilitatea de a fi privatizată și nu se investește sau nu se dorește de a dezvolta în Republica Moldova un segment destul de important și, ca urmare, noi importăm din alte părți, din Turcia, spune doamna, se importă țevi și se importă alte piese de care Hidropompa, din păcate, le exportă în Rusia și nu se face, iată aici, o regulă. Eu să fac o introducere generală. Dacă luăm anul 2020, noi ne-am trezut cu o secetă enormă. Asta a dus la scăderea roadei din Republica Moldova. Asta a dus la ruinarea la foarte mulți antreprenori din domeniul agricol care au datorii enorme către sectorul bancar. În cazul în care exista un sistem de irigare sănătos, unde implică și respectiv pompele, atunci acest lucru se rezolva. Și apare întrebarea, de unde să ia oamenii pentru bani pentru ca să procure aceste pompe, în cazul în care este cerere, foarte ușor să dezvolte producerea. În Republica Moldova există agenții pentru intervenție și plăți în agricultură. Bugetul ei este peste 1 miliard de lei, care subvenționează la nivel de 50% sistemul de irigare, inclusiv pompele. În Republica Moldova mai există numeroase surse de finanțare a afacerilor în domeniul agricol, vorbești iarăși de sute de milioane de lei, care ar putea la fel susține antreprenoriatul în domeniul achiziției și sistemului de irigare. Vorbim despre același fond ecologic național, care are un buget de circa 500 de milioane de lei, care iarăși are nevoie de pompe, fie că e vorba de stații de irigare, fie că e vorba de stații de epurare apelor. Noi vorbim de miliarde de lei care există în circulație pentru domeniul aferent și în momentul în care s-ar da anumite preferințe producătorilor autohtoni în sistemul subvenționar, fie că e vorba de sistem diferențiat de compensare cheltuielilor, fie că e vorba de stimulare sub o altă formă a achizițiilor publice, atunci producătorii autohtoni
toate hidrocomba. Mulți din ei, vorbim și de plasele antigrinde, vorbim și de mijlocit de țevele de distribuție a apei, ar avea vânzări garantate. Noi vorbim de miliarde de lei care sunt. Ce se întâmplă la moment? Se strâng din Republica Moldova sub formă de impozite miliarde de lei și pur și simplu să scoși pe scotare. Toți noi plătim bani ca ei să fie scoși pe scotare. Deoarece nu există o logică. Dar această hidropompă elementară ar crea foarte multe sute de locuri de muncă, banii noștri au lucrat pentru oamenii noștri. Aici este vorba de lipsă de coeziune în ce înseamnă economie, cum se stimulează și nu este chiar atât de complicat de a pune un articol în interse. De exemplu, dacă 50% la producători autohtoni să fie 70% compensat. Lumea ar alege producători autohtoni în defavoarea celor. Asta e o motivație. Da. Bani sunt pentru ca hidropompa să fie revizuită. Nu este nevoie de intervenție în bugetul de stat pentru cumva a aproba această situație. Este nevoie doar de pospunerea economiei. Hidropompa este posibil de relansat imediat. Deci dorință nu este. Da, dar asta e mult mai simplu decât cupare. Zero de investiții din partea statului. Prin stimularea cererii. Ce se întâmplă atunci în Parlament și în Guvern? Nu se înțelege. Tot la acest, dacă rămânem la acest subiect, apare un fenomen la mai multe uzini, fabrici care la fel au fost așa pierdute de stat. Eliberarea oamenilor, disponibilizarea oamenilor. Nu ar trebui statul să răspundă cumva de acești oameni pentru că ei sunt profesionalizați pe un domeniu îngust. Când tu 20 de ani ai muncit sau 30 de ani într-un domeniu și la un moment dat ești dat afară, eliminat din funcția pe care o cunoști până la măduva oaselor și rămâi pe stradă, dar mai ai 3, 4, 5 ani până la pensie, ce se întâmplă cu acești oameni? Ei încep să se reprofileze, ei încep să sărăcească, ei încep să-și caute soluții, ce să facă. În felul acesta, părerea mea este că ar fi trebuit să existe un mecanism al statului de a, ori dacă tu ți-ai permis și ai pierdut această uzină și atâta lume a fost vreo 300-400 de oameni disponibilizați, ai grijă de ei. Ce propunere aveți aici? Da. Noi am elaborat tot regulamentul cadru și până la nivel de hotărâri de guvern pe tot ce înseamnă crearea unui fond de ajutor de șomaj, care este modelul, nu este nimic nou, este adaptarea modelului din Portugalia la condițiile Republicii Moldova. Asta înseamnă că un om, în momentul în care este concediat, se formează acel fond și este explicat mecanismul de acumulare a banilor, neimplicare în bugetul de stat, pentru ca persoana să aibă garanție că el, în cazul în care este disponibilizat forțat, viitoarele 3 luni de zile își menține același salariu, indiferent de situații care nu ar fi. Acest fond de subvenționare sau un fond de asistență în cazul de șomaj, el este lucrativ, el este realizabil și este iarăși nevoie doar de voință. Însă, dacă vorbim de disponibilizarea oamenilor, orice om, conform Constituției, în momentul în care a pierdut un salariu, nu îi se permite să dea un salariu mai mic decât luna trecută. Asta înseamnă că dacă un om a fost disponibilizat forțat, el trebuie să aibă mecanismul prin care el să meargă, să treacă recalificarea și să își găsească un alt loc de muncă. Însă noi, la momentul Republica Moldova, avem o agenție absolut inutilă, se numește Agenția Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, care pentru întreținerea agenției se cheltuie 33 de milioane de lei, iar cheltuieli pentru instruirea oamenilor pe care o face agenția asta sunt 11 milioane. Întreținerea aparatului costă mai mult decât cheltuieli pentru oameni pentru întreținere. Care este utilitatea la atâtea sute de oameni care nu știu cu ce se ocupă? Randamentul de consultare a unui consultant din cadrul agenției, 2,65 de oameni pe zi. Un contabil face 1,9 transferuri pe zi. 1,9. Noi înțelegem cum a venit, a lucrat 10 minute și după asta nu mai are ce face. Din aceste motive, este nevoie de a face o reformă tot ce înseamnă instituțiile statului. Și aceste 30 ceva de milioane, care sunt oameni, ei tot trebuie să fie ajutați să se recalifice ca să lucreze în producere. Statul are nevoie de producere, statul nu are nevoie de consum de bani. Orice reformă în stil liberal arată utilitatea fiecărei instituții. În cazul dat, noi înțelegem mai mult cheltuie decât aduce specialiști.
Așa, vă mulțumim. Vreau să atenționez iarăși urmăritorii noștri că avem posibilitatea de a vă răspunde la întrebările care le adresați chiar acum în timpul live-ului și asta au făcut cei care ne urmăresc. Vă mulțumim tare mult. Avem o întrebare de la un urmăritor de pe rețeaua Facebook și aș fi vrut să o citesc. Cum să menținem tinerii acasă, se interesează doamna, și să le creăm condiții de trai decente. Tinerii specialiști nu reușesc să facă față problemelor din Republica Moldova și din acest motiv pleacă din țară. Sau iau credite, care la fel în Republica Moldova nu sunt convenabile, sau tinerii intră în probleme și mai complicate pentru că nu reușesc să răsplătească acest credit. Tinerii, dacă privim amplă problemă, sunt câteva probleme care îi forțează să plece psihotare. Primul din ele este locuința, deoarece ei nu au garanție că vor avea din ce să-și cumpere o casă. Deci, în asemenea caz, noi ne-am propus credite ipotecare cu 0%. Este o necesitate urgentă pentru Republica Moldova, deoarece bani nu trebuie chiar atât de mult, deoarece să înțelegem. Stă un credit, statul compensează dobânda bancară, respectiv din circuitul. Bugetar nu scot chiar atât miliarde de lei, dar este vorba de câteva milioane, zeci de milioane de lei anual. Deci credit ipotecar pentru tineri trebuie să fie cu 0%. Bugetul nu are atât de mult de suferit. 2. Tinerii au nevoie de locuri de muncă. Care este procedura? Noi suntem adepți ca omul să-l găsească ceea ce îi place să facă. Din aceste motive am propus să se formeze un fond pentru tineri invertători, cercetători, de 200 de milioane de lei. Că ei să aibă toate utilajele necesare să creeze, să facă testări, de aceea la moment Academie de Știință nu livrează atât de multe utilaje de care are nevoie Republica Moldova și Republica Moldova, după cum am vorbit, este nevoie să importe destul de multe lucruri. În cazul în care ei vor face acest lucru, vor avea acces la bani pentru a crea tot felul de utilaje, tot felul de produse finite, atunci ei vor avea ocupație. În plus, avem foarte multe, dacă mergem pe universitate, înțelegi, Academie de Studii Economice poate livra specialiști care să optimizeze activitatea întreprinderilor de stat și întreprinderilor subordonate, întreprinderi municipale, societăți pe acțiuni, SRL-uri de stat și așa mai departe. Ei pot face analiză după care să fie angajați în aceste instituții. Vorbim de Universitatea de Medicină. Avem loc liber, un loc vast pentru a dezvolta telemedicina în Republica Moldova, cu deplasare în teritoriu, pentru vindecare și așa mai departe. Deci profilaxia, la moment, ne costă mult mai puțin, de circa 3 ori mai puțin, decât ne mijlocit spitalizarea fiecărui om îmbolnăvit. În plus, profilaxia, investirea în tratare în faza preliminară a bolii, ne costă mult mai puțin și sub formă de medicamente, sub formă de aparat întreținut și ca și servicii hoteliere. Deci, medicii pot pleca în teritorii să facă și practica, dar deodată sens să înătășească populația. Vorbim de Universitatea Agrară. China a demonstrat că odată ce tinerii au plecat în teritoriu să facă practica, cunoștințele lor, s-a majorat randamentul roadei și profitabilitatea întreprinderilor cu 22%. De ce nu se face același lucru? Practica să fie făcută în teritoriu, ei să-și găsească și viitorii angajatori sau, după caz, abilități necesare. După care, este nevoie de dezvolta sisteme de creditare competitive, ca fiecare om să-și poată manifesta toată capacitatea de a crea propria afacere. Deoarece, normal într-o țară este ca să dezvolte antreprenoriatul, libera competiție, atunci se dezvoltă economia. Țările în care coeficientul de antreprenoriat este peste 10%, țările se dezvoltă mult mai rapid. În regim normal cu 2-4% din populație care se fie antreprenori, statele se dezvoltă mult mai greu. Deci, ei au nevoie de educație, au nevoie de acces la finanțare, au nevoie de acces la infrastructură și un cadru legal care să le permite. Toate acestea noi le-am enunțat în programul Partidului Pace pentru antreprenori și dacă vorbim, au nevoie de infrastructură, asta înseamnă că instituțiile statului care la moment stagnează și stau goale, să le se dea cu arendă gratuită pentru primii 3 ani de zile, să dezvolte orice tip de producere. Pentru că dacă la moment arenda le ia profitul, atunci statul se câștige din consumul indirect, din oamenii produc și când cheltuie banii, atunci îi impozitează prin impozitul indirect, cum ar fi TVA-ul. Toate aceste lucruri sunt
enunțate, explicate. Este nevoie doar de voință de să fie implementate. În Parlament noi aceste voințe nu o simțim pentru că lumea este preocupată cu altceva. Dar soluțiile sunt. Și nici măcar nu sunt inventate de noi. Ele lucrează foarte bine în alte țări. Ele aici trebuie de implementat și o să vedem aceleași rezultate. Ținând cont de specificul Republicii Moldova, exact. Și dacă rămânem tot la subiectul cum să menținem tinerii acasă și ați amintit despre universități, cred că foarte mulți dacă urmărim statisticile, pleacă sau prima lor motivație de a pleca este calitatea studiilor superioare. Da? Uh-huh. Și merg ca să facă școală undeva peste hotare. Și din motivul că rămân să învețe, continuă să activeze uh-huh. tot în statul acesta. Nu considerați că ar trebui să se întâmple și careva schimbări la domeniul îmbunătățirea calității studiilor superioare și a activării instituțiilor superioare la noi, în Republica Moldova? Da. Foarte interesant că aceste soluții deja au fost prezentate de câteva grupuri de lucru în Republica Moldova, însă se întâlnesc cu componenta de implementare. Oferta Partidului PACI este în a crea cadrul de studii pentru elev și elev și viitorul student, care să-i permit să achite studiile la oricare universitate și bani se ajungă pentru studii, pentru cazare, alimentație și rechizite, inclusiv servicii de transport. Acest lucru, în momentul în care tânărul nu este forțat să aleagă o anumită universitate din cauza bugetului restrâns, atunci se va dezvolta o competiție sănătoasă între toate universitățile de a presta cele mai bune servicii, deoarece au garanția se mărește numărul de studenți. Uh-huh. La moment dacă 9 din 10 tineri vor să plece psihotare, atunci, având garanția că au unde să se cazeze, unde să lucreze, au nevoie deja de studii, dar au și resurse financiare inițiale, numărul de tineri vor rămâne mai mulți în țară. Competiția pentru fiecare student va fi mai mare și atunci va include și tot pachetul de servicii suplimentar în procesul de studii. Pachetul suplimentar ar fi invitarea de specialiști, de calificare înaltă din domeniu, deplasarea la anumite întreprinderi, crearea de grupuri comune de lucru, tot ce înseamnă metode alternative de educație, care sunt mult mai importante decât metodele tradiționale. Doar neimplicarea în procesul analitic nu formează specialiști. Dacă luăm modelul american, atunci tinerilor le se dau rapoartele financiare și toate datele pe întreprinderi și le se dă scriteze cum dumneavoastră ați optimiza aceste întreprinderi. Și atunci se implică toată imaginația tinerilor, inclusiv introducerea SMM-ului, metode alternative. Această metodă, din câte îmi dau seama, lucrează Universitatea de la Bălți și a început să, cu zelul de la Bălți să colaboreze și să facă acest parteneriat frumos. Da. Marile universități au parteneriate cu cei mai mari antreprenori de pe glob. Și atunci tânărul are și motivația de a fi primul în grup, deoarece are garanție contractului de angajare în câmpul muncii. Astfel, prin metode competitive, se va dezvolta schema educațională, dar prin surplusul de rapoarte și învinuiri reciproce, că se devină profesori, să devină ministerul, noi nu o să ajungem nicăieri. Și cred că mai trebuie de atras atenția asupra importanței ce specialități mai sunt necesare în Republica Moldova și unele facultăți care nu au specialitățile sau deja care sunt învechite aceste specialități sau nu sunt incluse în viața reală să fie schimbată profesionalizarea acestora. Componentele de specialități poate să facă guvernul foarte ușor prin crearea unei baze de date publice unde se face corelația între viitorii investitori în Republica Moldova cu cerința nominală pentru fiecare categorie de viitor angajat, număr, categorii, grad de calificare și totodată cu resursele interne nevalorificate la Agenția Națională Ocupării Forței de Muncă. Păi asta de mult trebuia făcută pentru că sunt situații când iese din facultate o sumedenie de tineri, de specialiști care nu au unde să se angaja în câmpul muncii. Însă digitalizarea acestei platforme ar permite și tinerilor să-și planifice pe viitor utilitatea funcției sale, dacă el va avea loc de muncă în Republica Moldova sau nu. Și el își va alege facultatea în care el se va regăsi mult mai ușor.
Exact. Tot aici aș vrea să subliniați și aspectul în perioada când am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, s-a introdus și acest proces de la Bologna, care a influențat sistemul universitar într-un fel sau altul. Până atunci, tot ceea ce se întâmpla în Republica Moldova era de o altă calitate și știm ce specialiști ieșeau de pe băncile universităților. Vedeți aici o careva carență sau lacune care nu s-au dus până la capăt sau nu s-a dorit să se facă și poate revenim și vedem un model existent pentru Republica Moldova care să aibă succes? Procesul la Bologna mai mult reglementează procesul de recunoaștere nu a notelor, cât a punctelor credite acumulate. Așa. Respectiv, având puncte credite necesare pentru un anumit trimestru, din anumite alte surse, poate nu este necesar să dai anumite examene. Și are loc recunoașterea studiilor conform punctelor credite, fie că Moldova, Olanda sau în Franța și nu contează. Funcționează? Asta funcționează și dacă ai studii, nu știu, jumătate de an în Republica Moldova și vrei să continui studiile în altă universitate europeană, ele sunt recunoscute, te întorci iarăși în Moldova și poți să capezi diploma finală într-o așa altă... câștigat în urma acestor. În acest proces a avut loc o uniformizare a sistemului educațional care este benefic pentru țara noastră și tinerii au posibilitatea să obțină abilitățile necesare în specialitățile în care Republica Moldova nu sunt. Uh-huh. Elementar, Moldova nu are capacitate de a dezvolta într-o perioadă scurtă de timp anumite specialități. Uh-huh. Pentru că ori nu este cererea, ori nu este cantitatea de specialiști necesar care ar putea face față, scrieți o catedră, un curriculum de studii și așa mai departe. Procesul de Bologna, nu cred că procesul de la Bologna este problema în calitatea studiilor, cât în simularea activității anumitor factori de decizie și subvenționarea, bineînțeles, a sistemului. Așa, ce părere aveți dacă tot vorbim despre tineri, de acest proiect care a fost foarte mult trâmbițat și a avut și un impact inițial asupra cererilor care au fost depuse, după aceea s-a schimbat un pic, nu știu de ce, accentele, prima casă. Vorbesc despre acea posibilitate de a oferi tinerilor de a-și procura o casă, un imobil, după care, politizată fiind această primă casă, acum, la moment, este schimbată radical ca principii, ca o, nu știu, sunteți de acord sau nu? Proiectul Prima Casă este un proiect care este pentru puține proiecte care au fost implementate în Republica Moldova în ultima perioadă. El a fost strict reglementat de către Ministerul Finanțelor și băncile au fost doar în care măsură chiar forțate să reglementeze politica de acordare a creditelor la câteva componente. Prima este suma garanției sau contribuții inițiale, unde statul vine cu o garanție bancară, dar nu cu achitarea inițială a banilor, acele 20%. După care a avut o reglementare strictă în dobânda bancară maxim care poate să o aplice o bancă, și termenul de acordare a creditelor. Însă, din cauza crizei, din câte vedem, rata dobânzei este în scădere și rata se revizuiește odată la jumătate de an, odată la 6 luni. Ceea ce ține de perioada maxim de acordare a creditelor au fost inițial până la 25 de ani băncile puteau să acorde credite. Din câte vedem pe piață, câțiva actorii pe piața financiară au anunțat că ei nu mai sunt de acord cu 25%, ei sunt de acord cu 7%, unii au rămas la 10%. Asta înseamnă că capacitatea de accesare a banilor pe termen lung, la majoritatea tinerilor, a scăzut. Pentru că el este strict reglementat de veniturile personale a fiecărui și să nu depășească rata dobânzii, rata de întoarcere lunară a banilor, mai mare de 50% decât suma veniturilor. Respectiv, marea majoritate din lor fizic nu mai pot accesa aceste credite și este multe condiționare din partea băncilor decât din partea statului. Aici și băncile au schimbat politica lor de creditare. Și statul nu poate să nici într-un fel să intre. Statul poate face orice. Statul are destul de multe capacități, inclusiv financiare, ca aceste lucruri să le soluționeze. Statul tot timpul are o posibilitate să rezolve problema. Nu este așa situație când statul spun la părere, mă scuzați, eu nu pot face nimic. Înseamnă că unele forțe politice care nu sunt de acord cu proiectul acesta pentru că a fost propus de alte forțe politice, joacă în felul acesta, da?
Însă rezultatul final care este? Pleacă lumea peste hotare. Pleacă lumea peste hotare. Nu au de câștigat nimic, nu demonstrează la nimeni nimic. Proiectele, dacă sunt bune, trebuie să funcționeze. Asta este. Dacă ai venit dintr-o altă aripă, nu înseamnă că trebuie tot culoarea aceea care să o neglijești, să pui proiectele pe raft să se prăfuiască. Din contra, s-ar putea lua, dacă noi am continuat un proiect care a fost implementat în Republica Moldova și nu suntem garanție că voi, datorită prezenței noastre în scena politică, puteți rămâne în țară. Nu cred că trebuie nimeni acțiune. Deci cultură politică nu ne ajunge și diplomație. Da. Programul Prima Casă are punctele sale slabe din punct de vedere a stabilității macroeconomice. Ele sunt. Ele pot fi explicate, pot fi optimizate. Însă, a avea acces la credite ieftine pentru tineri este necesar. Vă mulțumesc. Mulțumim și celor care ne adresează întrebările. Acum aș fi vrut să atrageți atenția dumneavoastră subiectului care ieri a împânzit toată presa și a fost o situație așa șocantă pentru liderii, pentru imaginea Partidului Pace. Vrem să ne spuneți în ce constă acel atac și care au fost momentele cheie, de ce a apărut el, în special acum, împotriva președintelui Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, și care sunt în viziunea dumneavoastră detaliile mai aprofundate. Este una dintre cele mai rușinoase prestații care au fost în Republica Moldova în ultima perioadă. Dacă ne uităm, în Republica Moldova, de la alegerile prezidențiale, într-a doilea tur, au trecut 3 luni de zile. Ce s-a făcut? Nimic. În Republica Moldova suntem stagnați, rămași în timp 3 luni de zile. Zero proiecte naționale, zero inițiative, doar gălăgie, pălăvrăgeală, fie în Parlament, fie în Guvern. După care, nimeni din actorii politici nu poate explica cum va compensa acel deficit de 14 miliarde de lei. Elementar, nici nu se gândesc. Nimeni nu poate explica cum va întoarce miliardul, frate. Pentru că se ocupă cu altceva. Nimeni nu poate explica pentru ce statul trebuie să cheltuie, pentru acel parlament, 170 de milioane de lei anual. O să explic mai ușor ce înseamnă 170 de milioane de lei. Asta înseamnă toți, absolut toți pensionarii din municipiul Chișinău ar căpăta câte 1100 de lei. Și avem întreținut. Ori 159 de mii de pensionari, ori 101 cetățeni ai Republicii Moldova. Când avem de ales între 159 de mii toți pensionari din Chișinău sau 101 oameni. În condiții în care utilitatea publică, utilitatea politică a unor actori politici s-a redus la zero, se înceapă să mai arăt idee de show-uri ca să distragă atenția. Doar acum, după show de ieri, nimeni nu se întreabă ce faci cu 101 miliarde, de unde luați bani pentru pensii, de ce bani trebuie să vă plătim vouă, dar nu să-i dăm la pensii. Situația e clară, are loc o distragere a atenției de la problemele cu adevărat importante. Doar nimeni nu-și pune acum întrebare de ce timp 3 luni de zile nu avem guvern. De ce timp de 3 luni de zile nu este o inițiativă legislativă care poate scoate țara din criză. Și în momentul în care Partidul Pace este în creștere, și partea amuzantă că suntem chiar într-o creștere, mai ales după lansarea programului Cnișca, lumea înțelege că pierde pământul de sub picioare. Și, cum se spune, în momentul în care mai există în Republica Moldova te zeci de partide, dar ei nu se bat, poți să într-o oricare măsură să te bucuri că totuși prezinți un anumit grad de interes. Și mai ales în cazul în care vor să te arăte pe tine un om rău, în condiții în care prestația, de fapt, este la nivel de zero, starea morfă. Să facem un sondaj. Ce s-a întâmplat în Republica Moldova și ce a făcut Partidul Pace? Eu o să fac o listă de activități propuse de către Partidul Pace, ca inițiative, și le-am dat spre implementare liberă, către oricine dorește. Noi am propus 7 modalități de a ieși din criză, 7 modele economice de a ieși din criză. Fie că vorbim de cel german, chinez, sau vorbim de cel american. Sunt modalități de ieșire din criză. Link-uri la toate ce vorbesc eu, noi să le postăm într-o postare separată și o să le găsiți acest lucru. Noi am găsit 7 modalități prin care să aducem 1 milion de turiști în Republica Moldova anual.
este real. Și în plus, trebuie să luăm în calcul. În Franța, anual, vin mai mulți turiști decât sunt localnici nativi. Asta este real, 1 milion. Republica Moldova, asta ar fi cam 30%. Noi am arătat modelul de garantare a autonomiei publici locale. Cum primarii pot deveni independenți, și politic, și financiar. Link-ul să-l găsesc. Noi am arătat modelul de combatere reală a corupției. Pentru că de 3 luni de zile nu se vorbea despre acest lucru. Modelul real de combatere a corupției este dosarul electronic care lucrează foarte bine în țările europene, în țările baltice. Acest lucru scoate orice implicare a factorului uman. Acest lucru nu permite nici măcar partidul de guvernare să se implice în actul justiției, care este normal să fie. Nu contează cine la guvernare, sistemul trebuie să lucreze autonom. Noi am propus sistemul e-sănătate, digitalizare, la nivel de soft, am renunțat la toate drepturile de autor ca să fie implementată Republica Moldova, deoarece noi aici trăim și oamenii mor. Și în Moldova, în ultimele luni, au murit peste 3.000 de oameni și nimeni nu poartă nicio răspundere. Toți se grăiesc ceva pe la televizor și se învinuiesc. Sistem de sănătate ar permite economisirea banilor și salvarea la mai multe vieți. Este un sistem care l-am transmis către toți actorii politici pe e-mail. Avem și confirmare. Am renunțat la dreptul de autor doar să fie implementat. Ce am mai făcut noi? Noi am explicat modelul de soluționare a problemei ecologice. Și programul Asbest, și programul de reciclare. Tot to-do list, ce trebuie să întâmple în țara asta, ce trebuie modificat ca să lucreze. Și dacă este nevoie, noi putem să arătăm și deputații care noi le-am transmis acest proiect pentru ca să fie implementat. Noi și reciclarea putem face și programul Asbest, schimbare integrală la 100 de milioane de metri pătrați de asbest și am arătat cum el este profitabil, am arătat cum el este funcțional și autonom. Este nevoie de consultații, dați să-l implementăm. Noi vorbim de o productivitate a muncii a unui partid versus la un întreg parlament. Despre ce am mai fost? Am explicat modelul de renaștere națională, proiectul de compensare, de salarizare a mamelor cu 3 copii, unde se dă o indemnizație lunară mai mare decât salariul mediu pe economie. Acest lucru a lucrat în Europa, asta trebuie să fie. Noi am arătat peste 20 de soluții pentru susținerea antreprenoriatului. Sunt modele funcționale. Oameni buni, suntem în perioada post-criză. Avem un deficit de circa o treime din bugetul de stat. Asta trebuie să fie implementat. Am implicat, am arătat modelul de reîntoarcere a banilor și de unde de luat bani pentru reîntoarcerea banilor pierduți în băncile sovietice. Programul Knișka, care are o popularitate foarte mare. Am arătat sistem prin care tinerii poate să vină autonom în procesul de studii. Proiect de cardul studențesc, și surse de finanțare, și procedura logistică, tot procesul. Am atras două cele mai mari federații de veterani din Republica Moldova, care sunt implicați activ. Este un semn de respect față de oameni care au făcut ca acest stat să existe. Și unul din deputații existenți, cine știe ce era să fie cu dânsii, dacă nu acești veterani, salvau integritatea Republicii Moldova. Se jucau pe sub masă atunci când oamenii ăștia luptau pentru Republica Moldova. Am lăsat propria de bursă de studii la Cahul în numele colegului nostru Ion Comaneci. Noi am avut 8 valuri de aderare la partid. Suntem unicul partid la care vin valuri de aderare. Ratingul partidelor altor scade. Deci, în asemenea condiții, unicul concurent real este Partidul Pace. Și dacă ne uităm ce se întâmplă, în momentul în care nu face nimeni nimic, ei vor rating. Care este utilitatea publică a politicienilor în momentul în care nu face nimic? Atunci se merge pe show-uri o tendință de a denigra imaginea cuiva și de a distrage atenția. Însă întrebările rămân aceleași. Au murit 3.000 de oameni din cauza pandemiei. Unde este tunel? Este subfinanțat sistemul de sănătate. Dar în schimb, pentru deputați avem 170 de milioane. În plus, calea ferată din Republica Moldova a luat anul acesta 368 de milioane de lei să compenseze furturile de acolo. Iarăși tot stac. Dar ordine cine o să facă? Din aceste motive, își readuc aminte din niște dosare de 6 ani închise și nu se gândesc că ei toți sunt funcționari acum. Ei toți semnează niște documente. Și nu este normal ca un document după 6 ani de zile să fie inventat, cu toate că toți cunosc care e situația la aceste dosare.
Și bineînțeles că avocații noștri vor face publici și care este motivul al acest lucru. Fiecare politician are anumite angajamente în politică. Ați fost pe la oameni acasă, ați ajuns și le-ați promis niște lucruri. Onorați-vă obligațiile care le aveți. Și aduceți-vă aminte că suntem în an de criză. Și tot felul de scuze nu o să fie acceptate. Astfel de situație noi am avut și în 2001, când toate partidele se luptau între ei și demonstrau nu știu ce, și până la urmă au fost toate duse la groapa istoriei. Cred că am fost destul de clar, pentru că nu este normal să dezbați idee când problemele de bază sunt alte. Deficit bugetar și productivitatea individuală a fiecărui actor politic. Dați să mergem la nivel de program. Noi lansăm o inițiativă, dacă este ceva de adăugat, ajustați, implementați. Republica Moldova are nevoie de proiecte implementate acum. Nu are nevoie de show-uri. Republica Moldova, la moment, are nevoie de soluții anticriză. Suntem cea mai săracă țară din Europa, dar lumea se ocupă cu ce vrei, numai nu cu politici de stat. Dacă mai sunt întrebări? Da, să înțelegem că tot ceea ce s-a întâmplat ieri se rezumă doar la o singură teză. Un partid extraparlamentar este incomod la moment și un lider este de temut, pentru că în perioada când a activat acest om a fost și va fi sau este statul în siguranță în timpul activității sale. Și dacă Partidul Pace în continuare va avea așa exemple de proiecte realizabile, o echipă profesionistă, cu siguranță ei se vor teme ca să nu le luăm locul. Și asta se simte la moment de cât de tare le tremură hăinuțele și părul în situația în care văd că oamenii mult mai experimentați, mult mai pregătiți, poate să le ia locul. Mulți din oameni deja încep să înțeleagă că majoritatea politicienilor sunt goi. Ei nu au despre ce vorbi. A face gălăgii pot, a ieși în stradă să strige pot, însă cu ce se ocupă ei nu pot explica. Sunt goi pe dinăuntru. N-au competență, n-au pregătire, n-au un plan de activitate. Vin să-și iei salariu. Dar mă scuzați, de voi mai sunt câteva mulți oameni dornici de a nu lucra și avea salariu. Și nu cred că este cazul ca anume dumneavoastră să fiți acceptați. Dați să mergem pe program. În momentul în care aveți o singură frază, nu știu, jos bandiții sau așa mai departe, deja nu mai merge. Vă mulțumim tare mult și mulțumim celor care ne urmăresc de fiecare dată, în fiecare marți. Vă mulțumim, dragii noștri urmăritori, că ne adresați întrebări, sunteți activi. Vă așteptăm marțea viitoare, la ora 11, la emisiunea noastră Din Culisele Politicii. Domnul Roșca, vă mulțumim pentru ziua de astăzi și ne dorim la toți succese și multă sănătate. La mulți ani, pace vouă!